cumpără de la Mega de minimum 27 de lei, înscrie bonul și poți câștiga marele premiu. Bună seara, domnul Mircea. Da, sunt din nou singur și am punit mai greu acest live. Bună seara, doamna Aura Stan. Suntem bine, am venit de la serviciu și vreau să fac puțină treabă. Deja m-am apucat. Și vreau să vă arăt și dumneavoastră. M-am gândit eu că este o operațiune destul de importantă pe care mulți vă feriți să o faceți și considerați că este foarte grea. Deci eu repic panseluțele. Sunt niște plante foarte mici acum, pentru că sunt semănate în această tăviță, după cum vedeți. Și trebuie repicate, eu le repic de două ori, repic prima dată în alveole, după care le repic din nou în pahare. Bună seara, domnul Cornel Isop. Și vreau să vă arăt această operațiune, pentru că nu este deloc grea. Și să rămân aici ca o lecție pentru generațiile următoare care nu o să mai be aceste, pot să le spun, îndeletniciri. Bună seara, doamna Iordana. Deci eu repic panseluțe în alveole de 104. În aceste alveole am pus un amestec de turbă cu perlid. Panseluțele sunt semănate în tăvițe de semănat. Vi le-am arătat în videoclip, o să vi le arăt și acum. Bună seara, doamna Florica, bună seara, domnul Oleg. Și ele sunt semănate în turbă de semănat. Am cumpărat un sac de turbă de semănat. Urmează să-mi vină comanda de turbă și o să am din belșug. Și de semănat și de repicat. De fapt, chiar am probleme cu cea de repicat. Mai sunt câțiva saci și trebuie să repic primulele, să pregătim amestecul pentru zambile, pentru panseluțe, pentru năsturei. Bună seara, doamna Ilona, bună seara, doamna Simona. Nu vine iarna, săptămâna viitoare o să fie 12-13 grade din câte am văzut eu. La mine nu a căzut brumă de dimineață, au fost 2 grade la ora 7:30. La ora 5 când m-am trezit eu erau 4 grade și la ora 7:30 erau 2 grade. S-a lăsat mai frig, dar când s-a luminat. Și... dar n-a căzut brumă. A fost foarte bine. Da, și astăzi a fost foarte cald. Vă dați seama, au fost, cred că 25 de grade. Să trăiți, domnul Ionel Alexandru. Vă dați seama, o diferență de temperatură de peste 20 de grade. Mă gândesc că și noaptea asta o să ajungă temperatura la 2-3 grade în zona mea. Deja este frig acum. Sunt în jur de 10 grade. M-am uitat puțin mai devreme și erau 10 grade afară. Și cu siguranță o să ajungă din nou la 2-3 grade, dar din nou cred că nu o să cadă brumă. Eu o să aduc camera mai aproape. Să fie un live scurt, vreau doar ca să vă arăt această operațiune. Să vedeți și dumneavoastră că aceste plante rezistă, cu toate că sunt foarte mici, foarte firave, cu o rădăcină. Deci nu știu cum o să procedez pentru că sunt singur, dar o să aduc telefonul aici în partea dreaptă, să se vadă exact ce fac. Deci, practic, eu desfac rădăcinile de aici, din acest cub. Nu mai sunt, au dispărut în țară. Mai buzi de niște muște care au apucat prin casă, dar cu siguranță o să dispară și alea. Este un lucru bun pentru cei care au solare, cum sunt eu, care avem o grămadă de plante la ora asta. Pentru că insectele încetează să mai funcționeze normal, intră și ele într-o stare de hibernare, ciclurile de reproducție se răresc. Deja la mușcate am observat clar că omida fructelor sau, eu știu, Helicoverpa,
nu prea mai mănâncă. Am avut o problemă mare la mușcate. Am stropit cu insecticide vreo 2-3 ori și parcă tot nu se opreau din atac. Dar acum de când s-a răcit noaptea, parcă și-au schimbat și ele culoarea și nici nu mai sunt atacate. Domnul Oleg, la domnul a fost bun 2 zile, mi-a pălit cartofii din a doua roadă, unii curpeni îți gata cu totul. Păi da, domnul Oleg, dar cred că puteți să recuperați la cartofi, nu? Îi scoateți? Sau nu a apucat să se dezvolte destul? Vă mai spun încă o dată aici pentru aceștia care sunteți, pe data de 29 octombrie o să fac un live de la Indagra. Am primit aprobarea să filmez acolo. Vreau să vă arăt și dumneavoastră, acelora care nu ajungeți la Indagra, ce se întâmplă acolo. O să fie toți comercianții de semințe și producători probabil, nu știu nici eu exact, pentru că n-am mai fost de vreo 10 ani la Indagra. Și acum 10 ani, cred că o să fie o diferență foarte mare. Și anul acesta cu siguranță o să fie multe noutăți, pentru că nu s-a mai ținut de vreo 2 ani de zile din cauza pandemiei. Cam așa, domnul Oleg. Și în vegetație, unde e vegetație, sunt pe acolo, amortiți. Ultima dată când am stropit crizantema, bineînțeles că am stropit ziua pe soare, era lumină, era o temperatură bună, nu știu, cred că erau vreo 18 grade și dădeam cu tunul acela în atomizorul acela electric, se roiau practic țânțarii din crizanteme și fel și fel de insecte, erau mai multe tipuri de insecte. Nu știu ce se întâmplă cu substratul ăsta din amestecul din alveola de repicat. Mi se pare cam tare, cam dens. Cred că l-am presat prea bine. Dar nu cred că o să fie nicio problemă pentru că are destul de mult perlit și o să aereze perlitul. Văd că suntem destul de mulți, o să mut telefonul să vă arăt exact ce fac aici, pentru aceia care au intrat mai târziu, deci eu repic panseluțe și vreau să vă arăt și dumneavoastră cum fac această operațiune. Cum reușesc aceste plătuțe să meargă mai departe, pentru că o să vedeți că repicarea aceasta este destul de agresivă și o repicare pe care vă recomand la toate plantele mici, pentru că ne facilitează foarte mult semănarea. Adică în loc să stau să semăn panseluțele, eu știu, într-o zi, să semăn 8-10 ore la panseluțe, să semăn sămânță cu sămânță și destul de greu. Vă mulțumesc, doamna Georgeta. Am semănat în câteva secunde, aveți videoclipul pe canal, când am semănat aceste panseluțe. Și după cum vedeți, au răsărit destul de bine. Cred că aici am o germinare de 95%. O să vă spun în videoclipurile următoare ce germinare am avut la panseluțe, pentru că cu siguranță o să le mai arăt și o să revin la panseluțe. E destul de dificil noaptea. Și e și răcorică, adică mi-au înghețat mâinile. Turba asta e foarte udă. Deci îi păsați de sămânță pe ăștia mici, domnul Oleg. Bună seara, doamna Nicoleta. Da, să știți că dorm de la aproximativ 11 până la 5 dimineața. Dar dorm, alea 6 ore le dorm. Nu mă trezește nici tramvaiul dacă trece pe lângă mine. Da. E foarte greu, mai ales în perioada asta este foarte aglomerat.
Plus că mi-am făcut o mare problemă cu crizantema, pentru că nu am timp să merg cu ea la vânzare, nici nu am florit cum trebuie, e adevărat. Dar am văzut pe Facebook că sunt mai mulți care le au ca și mine. Trebuie să mai învăț la tufănică și crizantemă. M-am bazat pe experiența anului trecut și nu prea a fost bine. Am început cam cu multe plante din primul an. Ghivece mari, plantele foarte mari, mi-au ocupat spațiu și m-am întârziat cu repicarea. Deci eu am vreo 600-700 de mușcate, de butași înrădăcinați de mușcate, care trebuiau repicați acum 3 săptămâni și nici acum nu i-am repicat. Sper că în weekend, în zilele libere, vineri sau sâmbătă, să reușesc să-i repic și să vin cât de cât la zi. Dar urmează tăierea mușcatelor. Bună seara, doamna Iani. Da, sper să ajung. Eu tot anunț că o să transmit live. Sper să ajung și să reușesc să fac live de acolo. O să fie o problemă cu internetul, încă n-am făcut live în 4G. Nu știu sigur cum o să funcționeze. Dar sper și eu că o să fie bine. O să mut telefonul aici, să vedeți exact cum procedez. Și sper să se și vadă. Prea mare. Dacă era băiatul aici, era altceva. Da, nu reușesc să... O să las așa, să vedem. Îmi spuneți dumneavoastră dacă se vede. Deci au colopețică de aici, din tăbiță. O să vă arăt eu și tăbița de semănat, să vedeți că este foarte bună, este specială pentru astfel de semănături. Bună seara, doamna Monica. Doamna Aura, asta mă puteți spune și mie, vă rog, care este cea mai bună metodă de mulțire a trandafirilor prin butaș? Acum depinde câți trandafiri vreți să mulțiți. Deci, vedeți, rădăcinile sunt foarte frumoase. Tocmai ieșeau prin tăbiță, prin găurile tăbiței și nu prea vreau să se înrădăcineze în zona în care le am acum. Și le separăm. O să rup bucăți mai mici. Dar nu se vede. Nu, o să las imaginea mare ca să vedeți. Acum se vede. Deci sparg turba aceasta care nu se compactizează. Din această cauză este foarte bine să folosim turbă. Și separăm plantuță cu plantuță. Nu foarte atent, pentru că sunt destul de multe și mi-a luat foarte mult timp. Deci dacă se rup din rădăcini, nu este nicio problemă. Eu vă arăt această metodă de repicare pentru că este o metodă pe care putem să o aplicăm și la răsadurile de legume. Eu o aplic la răsadurile de roșii, de tomate. Această metodă de repicare prin jumulire, să zic. Și funcționează foarte bine pentru că ne permite să adâncim planta. Bună seara, domnul Flore. Ne permite să adâncim planta exact cât vrem. Vedeți, acum eu sunt puțin condiționat de mărimea celulei pentru că este de 104, deci alveolar este de 104 celule. Pun în 104 pentru că următoarea mutare în pahare de... O să fie în pahare de 9 cm diametru. Anul ăsta am redus puțin diametrul la panseluțe. Rămân la pahare de 9 cm la panseluțe și la năsturei o să folosesc în continuare 10. Spuneți-mi și mie dacă se vede ce fac eu aici, da? Nu-mi dau seama, văd și eu pe telefonul meu, dar nu-mi dau seama exact. Deci rădăcina, pur și simplu, deci am făcut gaură în celulă, o așez pe
gaură rădăcina, după care cu creionul o introduc în substrat. O să fie puțin mai greu la început, după care ne obișnim și mergem mult mai repede. Trebuie să fac câte 4-5 alveole în fiecare seară ca să le termin săptămâna aceasta, pentru că vedeți și dumneavoastră cât de mult au crescut. Și deja în weekend avem altă treabă. Dacă celula era mai mare, puteam să opresc mai mult substrat pe rădăcini, să fac o gaură mai mare și să le mut cu mai multă, cu mai multă turbă de aici, din tăvița de semănat. Eu prefer să fac două repicări pentru că planta o să se dezvolte mult mai bine, pentru că planta prima dată își ocupă spațiul radicular, după care crește aerian. Și vreau să-i formez o rădăcină bogată. O rădăcină bogată înseamnă o plantă puternică, da? O plantă care se dezvoltă foarte bine. Deci aceasta este singura modalitate de repicare care îmi permite să mă duc cu planta în substrat până la frunzele de răsărire, exact până la cotiledon. Vă seara, doamna Marioara. Să știți că, doamna Nicoleta, să știți că eu nu am răbdare deloc, sunt chiar mai energic decât mă vedeți dumneavoastră aici. Am o colegă de serviciu care tot spune, băi, o să te filmez pe ascuns și să arăt urmăritorilor ce fel de om ești tu. Da, eu sunt mai agitat, așa, mai nervos de fel, dar am ajuns la concluzia că îmi place să fac lucrurile astea și de-aia le fac, altfel... În mod normal, cel puțin operațiunile acestea repetitive nu prea le-aș face. Aș pune pe altcineva. De fapt, mai pun, ați văzut că am ajutoare, dar am foarte multe plante. Nu reușesc singur, timpul este foarte scurt. Poate dacă n-aveam serviciu, cu siguranță reușeam. Anul trecut, de exemplu, în această perioadă eram în izolare și toate aceste operațiuni le-am făcut singur. Panseluțele, am repicat năsturei, primulele, am tăiat toate mușcatele, am făcut foarte, foarte multă treabă. Doamna Mary Mary, bun i-ați venit, doamna Mary Mary, pentru mulțirea trandafirului a spus domnul recent un video scurt pe canalul lui de YouTube. N-am terminat ideea cu mulțirea trandafirilor, m-a întrebat... Doamna Aura Stan, îmi cer scuze, m-am luat cu vorba. Da, așa este, cum spune doamna Mary Mary, am pus un videoclip săptămâna trecută cu mulțirea trandafirilor și de asta v-am și zis că depinde câți trandafiri vreți să faceți, pentru că dacă vreți să puneți, nu știu, să mulțiți, să puneți 10 trandafiri din butaș, puteți să-i puneți cu sticla afară, exact cum am făcut eu în videoclip, dar să puneți câte 2 butași în fiecare sticlă, pentru că șansele de prindere sunt cam de 50%, după părerea mea. Și punem 2 să se prindă 1. Dacă se prind amândoi, unul dintre ei îl mutăm la primăvară, pentru că primăvara de vreme se face foarte bine această operațiune de mutare. Dacă vreți câteva sute de trandafiri, procedați prin metoda pe care o folosesc și eu, cu butașul în alveol. Anul acesta n-am mai pus în răsadnițele pe care le-am constituit special pentru butașii de trandafiri. Și n-am mai pus pentru că primăvara ajung foarte greu acolo. Adică este atât de multă treabă încât amând tot timpul, cum am făcut și anul acesta, și trandafirii de acolo i-am scos foarte târziu. I-am scos foarte târziu, i-am pus în pahare, tot așa pentru formarea unui sistem radicular mai dezvoltat, după care am mutat în ghivece,
și din cauza asta nu am mai vândut trandafiri. Anul acesta am pus doar în alveole, îi țin prin solar, o să-i mut mai devreme în pahare, după care, cum se dezernează, apar primele semne de primăvară, o să-i mut în ghivece și dacă reușesc să-i pun într-un loc luminat cu o lumină bună, probabil o să am și o trandafir frumoși. Da, domnul Sorin, ați intrat mai târziu, repic panseluțe, da. Bine, acum nu este important ce repic, este o modalitate de repicare pe care putem să o aplicăm la toate tipurile de plante mici. Deci eu m-am apucat, vedeți că am o alveolă făcută acolo și mi-am dat seama că este un lucru pe care pot să insist aici pe YouTube. Ați văzut că nu prea îmi place să insist, probabil că unii dintre asta considerați că insist, dar cum a zis și domnul Sorin Constantinescu, i-a zis cineva pe live că se tot repetă și a zis, păi dacă tot timpul am aceleași întrebări, răspunsurile mele sunt aceleași, eu nu pot să vă spun altceva. Și tot timpul apar urmăritori noi, tot timpul apar oameni care vor să învețe, să experimenteze și vreau să arăt și eu din experiența mea ce știu. Deci cred că ați înțeles despre ce este vorba. Bineînțeles că o să revin și la repicarea legumelor cu videoclip, probabil și cu live. Deci nu mă deranjează dacă nu am o rădăcină bogată. Eu o pun aici pentru că știu sigur că se prinde. Da, vreau să vă spun câteva lucruri despre momentul acestei repicări. Deci momentul este bine de făcut atunci când avem frunze adevărate bine dezvoltate. Când avem doar frunzele de răsărire, acestea două, deci avem frunzele de răsărire și restul sunt frunze adevărate. Aici eu am întârziat în jur de o săptămână, dar spațiul pe care l-au în această tăbiță mi-a permis să întârzi. Deci trebuie să avem cel puțin două frunze adevărate bine dezvoltate. În momentul acela facem acest tip de repicare, pentru că până atunci rădăcina este mai mult pivotantă. Deci nu are ramificațiile acestea mici, care de fapt acestea alimentează planta cu apă și nutrienți. Deci este un aspect foarte important să avem frunză adevărată la plantă ca să facem acest tip de repicare. Da, am pierdut chat-ul. Vă mulțumesc, doamna Mary Mary. Bună seara, domnul Florin. Am mutat cumva. L-am mutat. Nu știu dacă observați, se vede diferența de culoare între turba. Aceasta este clasman desemănat cu granulație fină și aceasta este, amândouă sunt la umiditate mare, pentru că și acestea le-am udat după ce le-am umplut. Dar vedeți și dumneavoastră ce diferență de culoare este. Clasmanul ăsta este negru, tăciune, și pe când pitmosul ăsta de la Nordagri, de repicat, are o culoare mai deschisă. Mi se pare că în acest colț semănarea a fost cam defectuoasă. Sunt foarte multe fire subțiri. Semințele au fost puse cam des. Numai bine că prin metoda asta anulăm efectul de alungire. Deci cele fiind înghesuite, lumina a fost precară,
că a umplit una pe alta și așa a apărut efectul de alungire. Acum noi îl anihilăm acest efect pentru că pot să introduc planta până la frunzele de răsărire și o să aibă dezvoltare corectă. Mulțumesc, domnul Florin. Să trăiți, domnul Florin Burdurișan. Domnul Florin Ciucea, am și eu un alveol de 200 de 5 săptămâni și nu au rădăcină multe să le mai țin. Are două frunze adevărate. Deci a semănat Bob cu Bob un alveol de 200, nu? Vedeți că eu aici la această replicare am 4 frunze adevărate, unele și 6. Cu siguranță puteți să le mai țineți, alveola de 200 de celule este destul de mare, dar da, nu puteți să le mai țineți cel puțin 2 săptămâni, încă 2 săptămâni. Ce temperatură aveți unde le țineți acolo? Eu deja am început să închid solarul și închid și spațiul acesta unde sunt panseluțele. Dacă scade temperatura, cum o să scadă noaptea asta. Mi este foarte ușor că acolo am niște supori de lemn și arunc o pânză de agril. Pentru că totuși 2 grade nu le afectează, dar nici nu cresc, nu vegetează. Domnul Florin, să știți că am... Dumneavoastră sunteți cu ardei iuți. Chiar astăzi am dat niște tufăniși și crizanteme la spitalul de psihiatrie de aici din sat. Am făcut eu un videoclip acolo, au o seră foarte frumoasă, un solar foarte frumos. Bineînțeles, profesional, cu pereții umflați, cu încălzire, cu ventilație, cu tot ce trebuie. Și a venit doamna Valentina Petreche. I-am dat niște crizanteme și niște tufănici și am întrebat-o dacă are spațiu pe acolo prin seră să facem un experiment. A zis că da și am dat toate ghivecele cu ardei iute pe care le aveam pe aici prin curte. Aveam vreo 4, 8, cred că vreo 20 de ghivece să le țină peste iarnă în seră. A zis că iarna au noaptea cel puțin 10 grade și ziua, bineînțeles, 20-20 și. Domnul Sorin Șuteu, da, le-am aplicat odată ProRoot, o singură dată le-am dat cu ProRoot în tălbițe. Și vedeți că rădăcina este destul de bine dezvoltată și acum în alveole o dată pe săptămână. Cred că o să stai în aceste alveole vreo 4 săptămâni, 3 săptămâni. Și o să le aplic de 2 sau de 3 ori ProRoot. ProRoot-ul este un îngrășământ special pentru dezvoltarea radiculară. Vi l-am mai prezentat eu pe la răsadurile de legume, cred, și la panseluțe anul trecut. Bună seara, domnul Mircea Neguță. Să sperăm că da, domnul Florin. Să știți că cel puțin azi erau plini de fructe. Seven potul aveau fructele mici, formate, verzi. Pentru că pe cele roșii le-am cules și mai sunt vreo 2 scorpion, 2 fatal yellow. Deci o să fie un experiment frumos. Pentru mine cel puțin este foarte important dacă reușesc să trec acele plante în stare verde de iarnă. Poate fac un contract cu ăștia de la doamna Valentina să
închiriez acel solar iarna. Cum ar fi să culegem ardei iute în, nu știu, în februarie. Ce suprafață are sera? Și din ce, cu ce ați învelit-o, cu ce materiale? Salut, Adrian! Mă bucur că ai intervenit cu întrebarea asta. Dar nu l-am redus din dimensiune pentru că acolo o să fie condiții de lumină atât cât avem noi în România, alea 5-6 ore și o temperatură bună noaptea, în principal noaptea. Eu o să merg să-i văd peste vreo 2 săptămâni sau eu știu, o lună de zile când o să avem temperaturi negative noaptea. Să văd ce se întâmplă și dacă este nevoie, consider că e nevoie de redus dimensiunea, o să le reduc și dimensiunea. Deci, fără dar și poate. Deci mă duc cu farfeca în buzunar. Aolo, folie de 150 de microni și 100 de metri pătrați. Am înțeles, deci nu... Am crezut că faceți o seră micuță, așa, pentru... Da, acolo e mult de discutat. În primul rând, vă trebuie... pentru germinare ceva sau dacă o faceți în casă, dar ar fi bine să vă construiți ceva pentru germinare, adică o răsadniță încălzită electric, pentru că puteți să o folosiți și pentru ținerea plantelor în condiții bune. Bine, dar dumneavoastră o să semănați mai târziu, nu semănați ca mine din decembrie. Dacă pot să vă ajut cu ceva, cu cea mai mare plăcere. Este cumva lângă casă, de fapt, 100 de metri pătrați, nu prea are cum. Să știți că eu am niște semințe foarte scumpe de panseluțe. Cred că am cumpărat cele mai scumpe semințe. Așa fac eu de obicei, nu prea mă uit la prețuri și doar cer. Să fie așa, să fie așa și de preț am întrebat. Am văzut când au ajuns acasă. Dar sper să fie frumoase. Deci acum suntem ca la o școală de meserii. O postdiceală. Și avem atelier, nu? Am văzut la un moment dat, dar nu mai știu sigur unde am văzut, cred că pe la televizor într-un reportaj despre floricultură. Și erau niște studenți îmbrăcați în halate albe, care repicau niște plantuțe foarte mici, nu mai țin minte ce plantuțe, nici nu știu dacă s-au spus. Și lucrau foarte, foarte, foarte atent, foarte concentrați acolo, a plecat toți peste o masă și știu sigur că repicau niște plantuțe. Deci clar acolo ei făceau practică. Rezistență coroană, nu știu. Nu știu la ce vă referiți. Dar să știți că dublura ajută foarte mult, mai ales în cele mai geroase nopți. Deci dublura este foarte importantă.
Și eu abia aștept să mă apuc de dublură. Să stau vreo două zile cocoțat pe sus pe acolo, cu mâinile întinse la maxim. Anul trecut am avut febră o săptămână după ce am făcut dublurile. Dar asta e, trebuie să le facem pentru că ne scapă de necaz acele dubluri. Doamna Iani, să știți, dacă mai sunteți, să știți că am vizionat și eu ultimul dumneavoastră videoclip, a fost wow, din nou, foarte multă informație, foarte multe imagini, totul foarte bine prezentat. Nu știu cum reușiți, deci chiar nu-mi dau seama cum reușiți. Așteptăm domnul Adrian Ion, pentru că săptămâna viitoare sunt deja 12-13 grade noaptea din nou. N-are sens. Lăsăm să scadă temperatura câteva nopți cu minus, adică putem să ajungem cu el și la sfârșitul noiembrie, pentru că nu o să fie afectat. Probabil o să cadă frunzele, dar oricum el pierde frunzele. Mai bine putem să-i facem mai mult rău dacă îl protejăm și este foarte cald, de asta să focăm planta. Și încă o dată vă spun și aici să nu mai protejați plantele pe timpul iernii cu folie, cea mai mare greșeală. Nu știu, cu saj de cânepă. Din aceea pe care îi foloseau bunicii noștri la cereale. Dar în ziua de azi se găsesc materiale făcute special pentru protejarea plantelor. Chiar și în Dedeman am văzut la diferite dimensiuni. La magazinele astea online toți au agril, deci tot un agril este, dar ce am folosit eu anul trecut a fost mai... A fost mai gros, de 50 de microni. Și este foarte bine că găsim dimensiunii mici la 50 de microni. Nu am înțeles ce ați vrut să scrie, a fost luve, nu... Mi-ați răspuns la comentariu că dumneavoastră ați mai făcut acea operațiune cu ardeiul. Și până când a rezistat acel ardei în ghiveci? Și acop toate fructele, a rezistat până, nu știu, până la Crăciun. Doar gândesc cu tare la aceste. Am înțeles. Deci totul este natural. Natural. Da. V-am zis, eu nu știu cum reușiți să prindeți atâtea cadre. Eu, sincer să fiu, de exemplu, vreau să fac și un videoclip foarte documentat anul următor, deci la anul, despre compost. Pentru că, v-am spus, compostul mie mi-a crescut așa un pic starea de spirit. Îmi dă o stare de bine de câte ori mă duc și pun ceva acolo. Pentru că eu aruncam resturile vegetale până acum, pur și simplu le aruncam. Și m-am gândit eu ca anul viitor, când o să folosesc acel compost, o să fie gata. Pentru că eu nu l-am întors, putea să fie și anul ăsta gata, dar eu nu l-am întors pentru că nu am spațiu, sunt foarte înghesuit și o să-l întorc în primăvară, îl mai las o lună, două, după care o să-l folosesc. Și atunci să fac un videoclip mai complet, așa, și să vin și eu cu informații de când am început să construiesc acel compost, să-l adun, să-l pun acolo, să se fermenteze, Și tot timpul, după ce pun câte ceva, vreau să fac o poză. Ba, n-am telefonul în buzunar, când am telefonul uit, când îmi aduc aminte, nu am telefonul, mă duc să iau telefonul, între timp, până ajung acolo, nu știu, ori sună telefonul, ori mă iau cu altceva și uite așa, am sărit câteva straturi. Pentru că am fost foarte consecvent, am urmat sfaturile domnului Claudiu, de la grădina lui Claudiu, am folosit foarte mult carton ca strat uscat, resturi vegetale, nodul lipsă, pentru că de câte ori tai rezultă foarte multe resturi vegetale.
Restul alimentare de prin casă, de pe la legume. Deci s-a strâns, acolo este cutia aceea, este plină. Și urmează din nou să tai mușcatele, vă dați seama, mă duc din nou cu... Da? Chiar vreau să-l văd compostul dumneavoastră, dar să faceți un videoclip, nu știu dacă dumneavoastră ați făcut un videoclip despre compost, așa cum faceți dumneavoastră, la calitate maximă. Probabil acolo aș înțelege mai bine. Claudiu m-a pus să iau temperatura, să văd ce temperatura. N-am ajuns să iau temperatura, dar umblând un pic așa cu mâna prin el, era foarte încins. Deci pot să spun cu siguranță că avea peste 50 de grade. El a zis că trebuie să aibă 60 până în 70 de grade. Bună seara, doamna Vasilica, mulțumesc! Motanul 2, bună ziua, butașii se păstrează pe... se iarnă sub folie. Care butaș și nu știu, nu știu la ce butaș vă referiți. Butașii pe care am făcut eu pe aici, prin live-uri. Mulțumesc, domnul Adrian Ion, 25, îl băgăm în plapul, mă, pe ăla. Eu vorbesc de plantele alea mari, care se vă împotul are 1,80 m. Da, eu cred că niciun ghiveș de 25 n-aș putea să trec bine de iarnă în casă, pentru că am o lumină foarte slabă în interiorul locuinței. Sincer, nici n-am încercat. Dar sunt foarte aglomerat și anul acesta o să experimentez doar așa, cu ardeii de acolo. Și vreau să mai fac câteva experimente pentru noi, pentru România. Le știți pe alea cu Leandru, cu Dafinu, pe care le-am început anul trecut și până acum au mers foarte bine. Dar vreau să fac anul acesta cu floarea de hârtie, să vedem dacă reușim să o... trecem de iarnă afară. O să vin eu cu câteva sugestii, dar o să fac un videoclip în acest sens. Bună seara, doamna Estera! Mulțumesc, doamna Vasilica! Mamă, da, eu aștept cu nerăbdare acele videoclipuri despre compost. Sunt foarte important, extrem de importante, pentru că și acum, nu știu, deci eu nici la părinții mei nu am văzut compost, cu toate că eram legumicultori, erau, nu legumicultori, aveam o grădină de legume foarte frumoasă, tot timpul aveam tot ce trebuie în grădina de legume, eram eu copil, bineînțeles, pământul de la câmp cultivat cu porumb, grâu, cultura mare, deci oameni care munceau, dar ei nu făceau compost. Din cauza asta eu nu am avut experiență cu compostul. Bunul meu prieten de aici din sat, domnul Nicu Pretoru, când am cunoscut eu, el făcea compost. Deci și acum face compost. Asta acum vreo 15 ani. Deci Brăceanca era cel puțin, este de fapt cel puțin o persoană care face compost. Dar la un nivel mic, pentru că are o grădină de, nu știu, 100 de metri pătrați și compostat doar resturile de acolo. Se pare că Varzachel este mai mult, mult mai productivă, nu? Decât ar trebui. Vă dă doamna Iani o rețetă acum și o faceți, adică să puteți să o consumați. Da, ne-a zăpăcit acum pe toți cu ardei umplut cu brânz. Hai că vreau să salivez și la ardei umplut cu brânz. Da. N-aveți idee de câte ori mi-ați făcut poftă de diverse... ce faceți dumneavoastră pe acolo. Și noi nu prea avem
cele tribuincioase ca să să le și facem. Doamne, domnul Sorin, dumneavoastră sunteți cel mai bogat om din România dacă aveți 10 făcuți. Sau dacă cel puțin folosiți compostul de la ele, de la gunoiul de graj. Da, e adevărat, e adevărat, domnul Adrian. Să știți că e... cu asta mi-a răspuns la întrebarea mea, pentru că noi chiar aveam, adică am crescut cu 2-3 vaci cu lapte și peste tot era gunoi de graș. Îmi punea separat în fiecare an și gunoiul vechi ajungea tot timpul în grădină. Și bineînțeles și în câmpul duceam la un moment dat, pentru că era prea mult. În câmp, în, pe pământurile noastre, unde puneam porumb de obicei. Vedeți, ușurel, ușurel am făcut aproape 3 alveole. Adică 300 de panseluți. Cu siguranță le termin săptămâna asta. Dacă nu le termin și o să fiu prea obosit, apelez la un prieten. Dar sunt foarte sigur că până sâmbătă vreau să termin și cu mușcatele de repicat, pentru că am întârziat deja prea mult. Cred că joi seara, cred, nu sunt foarte sigur, nu știu în ce stare o să fiu. Vreau să fac un live din nou. Pentru că în ultima perioadă am avut întrebări foarte multe la videoclipurile în care am tăiat leandru, am înmulțit leandru, am pregătit leandru de iarnă și vreau să tai aici în fața dumneavoastră câteva plante de leandru, să vorbim puțin despre tăierile de formare, tăierile de toamnă, să zic, de pregătire pentru iernat și bineînțeles de înmulțire. Metoda clasică în sticla cu apă și metoda pe care o folosesc eu și cu siguranță o folosesc și alții, cu butașul tăiat în substrat. Să mai vorbim puțin despre aceste două metode de înmulțire și cel mai important despre tăiere. Pentru că am observat că majoritatea dintre noastre nu vor să taie plantele mari. Nu vor. Am văzut o plantă de leandru foarte afectată. De fapt, pe aceea o să o tai în videoclip. Foarte afectată de insecte. Frunzele sunt toate bolnave, toate au pete, toate au mine prin ele. Și când am venit cu ideea să îl taie de jos, doamna a fost foarte reținut. Și am zis să mi-l dea mie, să-l tai în fața dumneavoastră și eu să-i dau planta aceea la primăvară într-o stare bună.
Am motorite 200, primule sunt foarte mici, cam 5 mm. Am noroc la ele sau am întârziat mult? E cam târziu, domnul Șorin, dacă sunt doar de 5 mm, dar puteți să veniți în sprijinul lor. Ce temperatură aveți acolo unde le țineți? Unde este alveola? Sub alveolă, ce temperatură credeți dumneavoastră că aveți? La nivelul ăla ar trebui o temperatură de 18 grade, 15-18 grade, cam constant, așa, și noaptea și ziua. Și dacă după ce le repicați reușiți să le țineți tot așa într-o lumină bună și o temperatură bună, eu zic că mai aveți șanse cu ele. Asta este părerea mea. Dar v-am zis, temperatura este foarte importantă, lumina încă este foarte bună, dar vă trebuie pentru mai mult timp. De exemplu, eu primulele le-am făcut prima repicare în 70, în alveola de 70 și urmează, nu săptămâna asta pentru că am foarte multă treabă, săptămâna următoare să le mut deja în pahare de 13. Cât au fost primulele la blondii? Sunt scumpe în general, dar să știți că au și variante ieftine la tăbiți cu un număr mai mare de celule. Nu știu prea bine, pentru că nu am întrebat, am făcut comandă la 128. Deci nu mai știu prețul la ale mele, dacă mă întrebați. Dar oricum a fost destul de scumpe, pentru că mie îmi plac foarte mult primulele Marley. Sunt cu floare bătută. Sunt deosebite. Și anul acesta intenționez să le pun în pahare de 13, să am plante mari, frumoase, pentru că trebuie să evoluăm. Majoritatea pun primulele în pahare de 10 cm. Și le dau mai mult angro producătorii, n-am avut timp să cercetez foarte bine piața, să merg și un angro în acea perioadă, să văd ce se întâmplă, dar din câte am văzut eu pe OLX, mai mult angro se vând primulele. Nu cred că era 30 de bani primul ăla. Eu nu cred că era 30 de bani primul ăla. Păi dacă dumneavoastră ați cumpărat semințe din acelea ieftine, vă spun eu că anul trecut eu am semănat semințe de 38 de bani boaba. Da? N-are cum să fie răsadul 38 de bani bucată. Deci n-are cum. Primulele mele au fost un leu și ceva, dar nu mai știu și cât. 1, 2, 1, 3, ceva de gen. Dar v-am spus eu, vreau primulele Marley pentru că sunt cele mai frumoase. Le-am avut de mai multe ori și am reușit să atrag privirile. Vă mulțumesc, doamna Axinia.
Da, da, cu siguranță. Poate panseluțe, dar și panseluțele am înțeles că anul ăsta au fost 48 de bani. Ceea ce înseamnă mult. Semințele hibrid F1 la panseluțe sunt în jur de 120-130 de lei. Mie. Și vă dați seama, cu dacă cumpărăm 1000 de răsaduri, dăm 500 de lei pe 1000 de răsaduri, pe când noi putem să le facem cu maxim 200 de lei. Pentru că mai consumăm și noi materiale, turbă, alveole. Dar cu panseluțele, eu am prins bine de la început, am procedat nu numai în felul acesta, am semănat și boabă cu boabă și în diferite recipiente, dar până la urmă a fost bine și boabă cu boabă, doar că îmi lua foarte mult timp la semănat. Și prefer să repic așa. Da, alea nu cred. 10 bani. Nu știu ce primule o să aveți dumneavoastră cu din semințe de 10 bani. Vă spun pentru că știu că sunt foarte scumpe. Dar probabil o să aflu de la dumneavoastră dacă a meritat să luați semințe de primule de 10 bani. Doamna Gabriela Manea, uite că avem și producători, deci 80 de lei alveola de 230 de bucăți. Deci 5 alveole, 400 de lei. Da, depinde și de ce tip de panseluțe sunt, cum au floarea, cum, ce culori, ce serii. Dar am discutat eu cu cineva și mi-a zis că a cumpărat răsat cu 48 de bani. Probabil că a avut serii din acelea mai frumoase. Așa că ați observat, dar eu pe cele mai mici le pun separat și o să le pun grupate într-o alveolă, pentru că dacă le-aș băga între astea mari, o să fie umbrite și nu o să crească. Uite, la anul o să iau și eu niște răsaduri de panseluțe să vedem comparativ cu ce semăn eu, ce iese. Și o să iau cel mai scump răsad. Are cel mai scump și o să le cer și semințe tot din aceeași serie. O să cumpăr și semințele de la ei.
în aceea serie cu răsadul. Să vedem dacă reușim să facem și noi răsad alu Blondi. De fapt nu e alu Blondi pentru că e făcut la stingent. Vine din Olanda. La primul ați văzut că am încercat anul trecut, am semănat și au răsărit destul de bine, le-am repicat, au fost înflorite în primăvară, dar nu prea am experiență cu... Adică trebuie să cumpere exact ce trebuie, semințele care trebuiesc și mă gândesc că... Fiind o industrie așa de mare, nu cred că avem acces la acele semințe din care face Blondi răsadul. De fapt, Blondi e stingenta. La dumneavoastră răsare totul natural acolo, totul este perfect. Se vede clar că este un ecosistem, aveți toți factorii naturali de care au nevoie plantele. N-a prea am văzut plante afectate de dăunători, cum văd prin alte zone, prin alte locuri, chiar și la mine. Cum a zis dumneavoastră acolo la fasole, că erau afectate de afide, după care buburuzele au trecut acolo, la masă. Unde se mai întâmplă lucrurile astea? Nu știu. Eu nu cred că se mai întâmplă pe nicăieri. Mică. Ce reușiți să faceți dumneavoastră acolo cu sideratele acelea și cu toate lucrările de toamnă, de primăvară pe care le faceți, adică sunt convins că este o muncă foarte grea, dar și rezultatele sunt pe măsură. Nu mai zic că mâncați totul foarte sănătos și dumneavoastră chiar conservați totul, vă pregătiți totul din timp. Câte femei în România mai fac? Ce faceți dumneavoastră? Eu să știți că cunosc foarte puține, extrem de puține. Sunt multe care își pregătesc cămara pentru iarnă, dar majoritatea merg la piață și cumpără. Adică dumneavoastră faceți și materia primă, le și prelucrați. Da. Să știți că mi s-a redus cam mult puterea vizuală, nu știu cum să mă exprim, să cam încetoșează astea pe aici. Am început să le văd tocană, să le văd, mă lua foame.
O să termin alveola asta și mă opresc. Oho, e a patra, stau bine. Păi trebuiau și vecinii convinși, că altfel dacă ei interveneau pe acolo chimic, putea să ajungă și la dumneavoastră vapor, este perfect. Da, despre asta este vorba și la mine, încerc să las aici niște informații care probabil peste ani o să ajute generațiile următoare. Asta cu siguranță a reușit să influențeze mulți oameni și o să o faceți în continuare. Cel puțin dovlecelul ăla de un metru, m-a dat pe spate. Un metru și cred că are. E... Păi ne apucăm de băutură, domnul Sorin, ce facem la... La panserite ce le facem, dacă ne apucăm de băutură? E aici, la îndemână, vreți să vă arăt că o am aici? Dar n-am început cu tuica. E la cămară tuica. Se întâmplă ceva ce nu-mi place mie aici cu turba asta. Cam o pune rezistență când o găuresc și m-am zis că nu știu dacă se întâmplă din cauza perlitului sau doar că am presat eu prea bine. Să puneți, alegeți pe cel mai mare să fie comparativ așa cu înălțimea dumneavoastră. N-am mai răspuns, întrebase cineva de butaș, dar n-am mai spus nimic, nu? Da, să știți că aici, în răsadnița asta de aici, din solarul unde mă aflu eu, aceea mică cu arcade rotunde, nu mai am decât butașii de bujor lemnificat. Trandafirii și mai am, ia uitați, asta ajunge la compost, da? Deci butașe de trandafiri, mai am butașe de floare de hârtie, sunt în partea cealaltă, acolo unde deja am început să închid. Eu nu mai știu ce butași mai sunt pe acolo. Un experiment cu clematis, cu... Am tăiat eu și ceva smochin, nu smochin, smochinii am tăiat mult, măslin. Am fost aici în sat la cineva și am tăiat trandafiri urcători. Și aveam un măslin în ghiveci, destul de mare, cumpărat. Și am tăiat și eu câteva rămurele, să vedem ce se întâmplă.
De 10% este e recomandat perlitul domnul Sorin. Dar din câte văd eu aici la mine, ar trebui să puneți mai puțin. Deci 10% ar veni 10 litri, să puneți doar 5 litri. Cred că din cauza perlitului mi-o pune rezistență, nu sunt foarte sigur. Și un lucru care mie nu-mi place. Deci puneți doar 5 litri, amestecați bine și folosiți așa. Și cred că o să reduc și la următoarele picare procentul de perlit. Păi, mai e până la fasolea oloagă când o să... Dar ce live să fac despre fasolea oloagă? Că nu înțeleg. Am arătat și eu la început că se poate face răsat de fasole, am semănat niște fasole prin alveole, prin pahare, dar de obicei fasolea prin grădină o punem direct în pământ. Dacă vreți să, dacă vă referiți la, nu știu, la semințe, te putem să întrebăm atunci la Indagra să vedem ce recomandă profesioniștii. Probabil că o să fie și foarte multe soiuri acolo de semințe, o să fie semințele astea bulgărești pe care văd că le apreciem din ce în ce mai mult, toată lumea, lacrima fecioarei, nu mai știu cum, cele mai mari roșii și ale noastre. Roșiile noastre țărănești, roșiile noastre mari, nu mai vorbește nimeni despre ele. Nu știu dacă o să fie cei de la Institutul de Cercetare Buzău, domnul Costel Bunător, acolo. Era interesant să stăm de vorbă cu, să stau de vorbă cu dânsul, să vedem ce roșii ne recomandă din... Soiurile românești, însă se ocupă de cercetare în privința plantelor și în special a mulțirilor prin semințe. A făcut câțiva hibrizi, am înțeles că Momordica Casaveții Amari tot dânsul i-a aclimatizat pentru România. Și... cu siguranță el putea să ne recomande, poate să ne recomande niște soiuri românești străvechi, cel puțin să încercăm. Și să aibă și semințe, bineînțeles. Este un institut de cercetare, cu siguranță are o bancă de gene pe acolo. Am văzut la televizor că a inventat un ardei iute, mai iute ca și Carolina Ripper, vă dați seama dacă dânsul a realizat acest lucru, o să fie recunoscut internațional, pentru că Carolina Ripper este recunoscut internațional și inventatorii acestui hibrid, până la urmă, că este o crucișare controlată. Deci dânsul o să devină cunoscut internațional dacă a descoperit un ardei iute, mai iute ca și Carolina Ripper. Din câte am văzut eu, Carolina Ripper are 2.200.000 de unități pe scara Scoville și ardeiul inventat de domnul Vânătorul are 2.400.000 de unități. Deci chiar aș fi curios să pun una pe câteva semințe și să le testăm anul următor. Dar vă dați seama că avem nevoie de mâncători profesioniști de ardei iute ca să poată să facă comparația. Sunt o grămadă de soiuri românești. Știți că Auria de Bacău, bine, este urcătoare Auria de Bacău.
Este o fasole pe care profesioniștii, pot să le spun, sau oamenii care se ocupă cu grădineritul pentru doar cu grădineritul, deci trăiesc din grădinerit, pun aurie de Bacău pentru piață, să culeagă, să vândă la piață. Păi, dumneavoastră n-ați văzut, domnul Florin, eu am văzut reportajul, chiar eu m-am nimerit la televizor și a dat la știri, practic. Pe ProTV, că numai pe ProTV mă uit. Adică televizorul e pus pe ProTV și nu mă obosesc să-l schimb. Dar să vedem dacă e adevărat. O să încerc să iau legătura cu dânsul. Poate îmi dă și mie câteva semințe pentru anul următor. Încă nu știu cum să dau de dânsul, dar probabil pe acolo o să aflăm ceva date de contact. Vă dați seama că acum, dacă este doar în fază de test, de experiment, nu o să fie semințe pentru public. Dar da, în următor probabil că o să se producă și semințe. Da, eu o să mă opresc cu repicatul. Întorc puțin camera. Să ne luăm la revedere și închei și acest live. Sper că a fost util acest live, această prezentare. Și după cum vă spuneam și mai devreme, vă aștept, sper că ajungi seara să reușesc să fac un live cu tăierea leandrului, pregătirea lui pentru iernat, înmulțire, tăieri de cosmetizare. Are adunate peste 1000 de soiuri de tomate. Ce nu știu foarte mult și se dau un vânt după hibrizie, că soiurile vechi de la românești și chiar bulgărești, tărănești, magia Drozdova. Aceste soiuri, ziceam, sunt rezistente la destule boi. Da, domnul Ștefan, din experiența mea, să știți că soiurile nu prea sunt rezistente și nici nu prea... Să știți că am căutat pe Facebook și nu am găsit. Nu prea sunt productive în spațiile protejate, deci nu au capacitatea de a lega florile la temperaturi mai mari. Domnul Ștefan, are cineva semințe de bustuioc de salată creată de domnul vânător? Eu n-am găsit. Trebuie întrebat, uitați, doamna grădina, doamna Iani ne spune că are pagina de Facebook. Probabil dacă îi punem întrebări acolo o să primim răspunsuri. Și poate să ne și direcționeze să cumpărăm de undeva unde să garanteze dânsul că vinde exact ce a produs el, ce a descoperit el. Dacă puteți să ne puneți un link de la... De fapt, nu știu dacă puteți să puneți din curăție. De la pagina domnului vânătorul. M-ar ajuta și pe mine, v-am zis că vreau să iau legătura cu dânsul pentru semințele de ardei iute principal și pentru roșii, să discutăm, să vedem, poate ne dă ceva semințe de soiuri românești care să, asta e cel mai important, să aibă capacitatea să lege în spațiile protejate. Pentru că știm cu toții, direcția este spațiu protejat, afară nu prea se mai face nimic, mai ales tomatele și trebuie să ne adaptăm, ce să mai, nu putem să ne punem contra la infinit. Mai stăm puțin, poate ne pune doamna Iani un link de la pagina de Facebook. De fapt, nu știu dacă poate să pună link aici. Deci, cu siguranță a scăzut temperatura cu 3-4 grade, pentru că eu nu mai pot de frig. Am înghețat de frig. Le mai am pastea mici și rămân pe masă.
Repun și pastea repede. Vă salut, domnul Sorin. Și vă mulțumim pentru vizită. Mie nu mi-a apărut. Ia, încercați să copiați, nu știu, se poate pune aici un link de la pagina dânsului de Facebook ca să îl avem. Deci eu l-am căutat chiar astăzi sau, da, astăzi am căutat pe Facebook, nu aseară, astăzi nu. Și la căutarea Costel Vânătorul mi-au apărut alte... Bine, nici nu prea mă pricep eu, de fapt nici cu YouTube nu sunt wow, dar aici cel puțin. Pe care să fie, domnul Oleg, temperaturile astea prea mari, razele UV sunt prea puternice. Asta în primul rând, după aia apar ploile acide, apare umiditatea aia de, nu știu, care contribuie foarte mult la dezvoltarea fungilor. Și până la urmă, spațiu protejat e spațiu protejat. Nu înțeleg, l-a spus mai sus, eu nu-l văd. Da, nu, să știți că înseamnă că nu puteți să puneți link-uri aici. S-a mai întâmplat odată. Doar moderatorii. Și cred că dacă vă fac moderator acum... Acum sunteți moderator al canalului și acum cred că puteți să puneți link. Mi-aduc eu aminte că să-mi spunea băiatul meu că nu... Poate oricine să pună link aici. Deci acum ar trebui să puteți. Salut, Claudiu! Vedeți, acum sunteți cu albastru. Domnul Lepădatu era moderatorul canalului. Am replicat câteva panseluțe și am zis să nu stau singur pe aici, prin solar. Am arătat metoda asta de replicare prin jumulire, zic eu. Uite, acum se vede, vedeți? Mulțumim pentru link, doamna Iani. Deci acela este linkul de la pagina de Facebook a lui Costel Vânătorul, cercetătorul de la Institutul de Cercetare Buzău, care a inventat niște ardei iuți, foarte iuți, cei mai iuți din lume, și bineînțeles multe păstrează multe soiuri românești, are și câteva hibrizi de roșii făcute, din câte știu eu. Da, acum se vede, îl văd și probabil vede toată lumea. O să-l folosesc și eu ca să îi fac o cerere de prietenie, să vedem, ne bag în seamă.
Să începem să promovăm valorile românești, să vedem. V-am zis, eu sunt dispus anul următor să încerc niște semințe de soiuri românești, dar în spații protejate, pentru că spațiul protejat este viitorul. Eu vă mulțumesc pentru că a stat alături de mine în acest live plictisitor. Probabil că era mai interesant dacă era cu tăiat, mai tăiam și eu câte o plantă și doamnele se speriau puțin așa, dar asta o să se întâmple joi. Încă o dată, m-am tot repetat, sigur că n-am mai anunțat live-urile pe comunitate pentru că nu sunt foarte sigur dacă reușesc să le țin. Și prefer să le fac așa neanunțate. Cine are clopotelul activat primește notificare și intră. Deci o să mă retrag, merg și o să mănânc pentru că este destul de târziu și sunt foarte obosit. Și probabil mâine seara o să continui cu panselutele și joi poate ne vedem să tăiem câteva plante de leandru, ceva plante mari, să facem puțin impresie aici. Vă mulțumesc încă o dată pentru că a stat alături de mine și vă aștept în continuare pe canalul Grădina lui Dan. Până data viitoare, vă doresc numai bine!